Dragi frați, am trecut de luna Ramadanului și acum am intrat într-o lună nouă. A trecut o lună în care toți musulmanii sau majoritatea au încercat să țină post, au ținut post, au căutat apropierea de Allah subhanahu wa ta'ala prin aceste ritualuri de adorare. Iar profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam spune într-o relatare, o relatare pe care cu toții am ascultat-o, am auzit-o tot timpul. Dar o relatare care ne îndeamnă să gândim, ne îndeamnă să cugetăm. Spune profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, cine ține Ramadan, luna Ramadanului post, apoi completează acest post cu 6 zile din luna Shawwal, adică luna în care suntem noi acum, imediat după luna Ramadan urmează luna Shawwal, e ca și cum ar fi ținut post tot anul. Ce înseamnă această relatare? Savanții musulmani ne-au venit și au încercat să explice spunând o lună de Ramadan, e verset în Coran care spune Mengea bil haseneti felecu ashru emtaliha. Cine vine cu o faptă bună este răsplătit în zecit, de 10 ori mai mult. Cine ține post o lună, ori 10, 10 luni. 6 zile în luna Shawwal, ori 10, 60 de zile, 2 luni. S-a făcut anul. Ca și cum a primit răsplata postului pe tot anul. Dar când cercetăm, este o simplă relatare poate, dar gândind la această relatare, meditând, am văzut că are un sens mult mai puternic decât atât. Oricum, ceea ce au spus savanții poate este ok, dar noi știm că minim de răsplată este 10. Pentru orice faptă bună făcută, minim de răsplată este de 10 ori mai mult. Iar postul, răsplata postului este mult mai mult. Numai Allah o știe. De aceea, consider această interpretare ca fiind o interpretare, dar nu neapărat scopul pentru care noi trebuie să postim și în aceste 6 zile de Shawwal. De ce? Când ne uităm la ritualurile de adorare în Islam, rugăciunea. Avem rugăciunea obligatorie și rugăciunea opțională. Avem fard și sunnă. Dacă eu fac numai fardul, am scăpat de responsabilitate? Am scăpat. De ce mai fac opțional? Avem danie. Nu? Zecheat. Dacă am plătit zecheatul, am scăpat de responsabilitate? Da. Dar mai avem și pomană, sadaqa. De ce? Avem pelerinaj, hajj, obligatoriu. Odată în viață. L-ai îndeplinit, scap de responsabilitate. Dar mai avem și umra, opțională. Deci rugăciuni opționale, pelerinaj opțional, danie, sadaqa. La fiecare ritual de adorare principal avem și ritualuri de adorare opționale. Iar luna Shawwal, 6 zile din luna Shawwal, este ca un fel de opțională pentru luna Ramadan. Pentru că este legat de luna Ramadan. Ce spune profetul? Cine ține 6 zile din luna Shawwal e ca și cum a ținut post întreg anul? Nu. Cine ține postul în luna Ramadan, iar apoi leagă sau urmează, mai ține încă 6 zile. Deci, Shawwal e legat de postul de Ramadan. De ce facem ritualurile de adorare sunne opționale? Din 2 motive principale, cred. Primul motiv e ca să ne pregătim pentru ceea ce urmează și este foarte important. Fardul. Eu dacă vin direct și fac 4 rechiat fard, poate nu mă concentrez de ajuns. Poate nu m-am pregătit de ajuns. Pe când dacă fac 4 rechiaturi sunna înainte și după aceea fac fardul, e ca un antrenament înainte de meci. Da? Mă antrenez, mă obișnuiesc, îmi revin, mă rup total și când am început la fard, adică să fiu pregătit pentru rugăciune. Și un al doilea scop al ritualurilor de adorare opționale, acesta care l-a spus profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Știți că profetul Muhammad spune într-o relatare, în ziua de apoi, Allah subhanahu wa ta'ala se uită la rugăciunea robului. Dacă rugăciunea este corectă, dacă și-a îndeplinit rugăciunea, restul socoterii va fi ușor. Dacă rugăciunea nu este completă, ce face Allah subhanahu wa ta'ala? Spune, uitați-vă la rugăciunile opționale ale robului meu. Deci fardul nu l-a făcut complet. Uitați-vă, are rugăciuni opționale. A făcut salată duha,
duha namază, a făcut sunna, atunci completați fardurile. Acum, ca drept răspuns la cei care spun, eu fac fardurile și atât. Tarawih ce e sunne, nu merg. Eu fac 5 rugăciuni pe zi și atât. De unde o să completeze Allah subhanahu wa ta'ala ziua de apoi golul rămas a rugăciunilor? Dacă noi nu facem rugăciuni sunne. De aceea, postul în luna Șawal este cel care acopere. Este opționalul postului din luna Ramadan și el are rolul de a acoperi greșelile pe care le-am făcut în Ramadan. Poate am neglijat postul, poate nu ne-am dat seama, poate am greșit în timpul postului, poate am păcătuit în timpul postului. Toate acestea, în cazul în care există vreo problemă la post, vine luna Șawal și acoperă această problemă. Cele 6 zile din luna Șawal. De aceea este important să nu neglijăm nici rugăciunile opționale. Este important să nu neglijăm sadaka, dania opțională. Este important să nu neglijăm pelerinajul opțional. Dar este important să nu neglijăm și postul opțional. Avem multe zile în care putem ține post, nu? Profetul sallallahu alaihi wa sallam ținea fiecare luni și joi. Ținea în eiamul bil, adică lunile din mijlocul lunii. 13, 14, 15 ale lunii. Ale lunii islamice. Când luna este plină. Pe lângă acestea, profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ne-a îndemnat să ținem post după Ramadan 6 zile din luna Șawal. Aici ce vrea să spună Allah subhanahu wa ta'ala? Ce vrea să transmită profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam de la Creatorul nostru? Vrea să spună că ritualurile de adorare în Islam nu se întrerup. Sunt continue. Care este scopul nostru? Scopul creierii noastre? De ce ne-a creat Allah? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Noi nu i-am creat pe oameni, pe jin și pe oameni, decât ca ei să ne adore, să-L adore pe Creatorul lor. Deci scopul creației noastre este adorarea lui Allah subhanahu wa ta'ala. Postul ce este? Este adorarea lui Allah subhanahu wa ta'ala. Să nu cumva să gândim în clipa în care gata s-a terminat postul, am încheiat carnetul și ne vedem, ne retoarcem la ale noastre. Allah subhanahu wa ta'ala ce zice? Stați conectați. Mai țineți post încă 6 zile. Poate că aceste 6 zile în luna Șawal sunt mai grele pentru noi decât postul în luna Ramadan. Și sunt convins că sunteți de acord cu mine. De ce? În luna Ramadan toată lumea știe că e Ramadan. Toată lumea ține post. După o lună de post, deja a început să revii la obiceiul de a mânca de 3 ori 3 mese pe zi, nu cum erau înainte, dar Allah subhanahu wa ta'ala spune, sau profetul ne transmite, mai țineți încă 6 zile. Asta este înțelepciunea. Ritualurile de adorare în Islam nu se opresc. Sunt continue. Ce ai dobândit în Ramadan? Faptul că nu mai minți, nu vorbești urât, nu bârfești, nu calumniezi, nu. Să le continui și după Ramadan. Și te ajută în acest antrenament, ce? 6 zile de post din luna Șawal. De aceea, ritualul de adorare în Islam nu se termină. În clipa în care termină, ele încep. În clipa în care termină, ele încep. Pe scurt, eu cred că cam acesta este în mare mesajul profetului sallallahu alaihi wa sallam atunci când spune cine ține post în luna de Ramadan și completează cu 6 zile din luna Șawal. Deci, în primul rând, este continuitatea faptelor, continuitatea ritualurilor de adorare. Nu gata, am terminat Ramadanul, închidem Coranul în raft plin de praf, renunțăm la rugăciune, renunțăm la tot ce am făcut și revenim la ce eram înainte? Nu. Ritualurile de adorare, cum am spus, atât ritualul de adorare în sine trebuie să fie continuu, cât și scopul pe care îl are ritualul de adorare. Care este scopul lui? Să avem un comportament frumos. Și acest comportament trebuie să continue după luna Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala să ne facă dintre cei drept credincioși care îl adoră permanent pe Allah subhanahu wa ta'ala, să fim dintre cei drept credincioși care nu uităm de Allah subhanahu wa ta'ala.